Dragii mei vecini din partea alăturată s-au găsit tocmai cum se taie gardul în curte și se aude chestia cu care taie gardul extrem de tare. Da. Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum am promis, am revenit aici cu un fond de ten nou. Și nu este niciunul din cele pe care le-am menționat anterior, adică NARS și Reglow și Laura Mercier Radiant, nu mai țin minte cum e un nume destul de lung. Nu l-am cumpărat pe niciunul din alea două, însă încă sunt pe lista mea de dorințe. Asta pentru că după atâta căutare de fonduri noi de ten, mi s-au părut interesante astea două, NARS și Reglow și Laura Mercier Radiant. Mi s-au părut extrem de bune, mai ales pentru tenul mai uscat, nu chiar uscat de tot, însă undeva spre uscat, iarna, de exemplu, cum este la mine. Mi s-au părut bune pentru că mi s-au părut hidratante. La acoperire mi s-au părut ok, deși nu l-am testat pe pielea mea, însă am văzut destule review-uri pe YouTube încât să-mi fac așa o părere pe ansamblu. Iar acum lângă mine am fondul de ten de la Too Faced. Super ultra cunoscutul Born This Way Foundation. Așa că dacă vreți să-l testăm împreună astăzi, să vedem mai târziu update-uri, cum rezistă până la finalul zilei, pentru că acum este ceasul 12 mai exact, să vedem cum rezistă până diseară pe tenul meu normal, tenul meu mixt. Aici, în zona T. Însă acum un pic uscat în părțile laterale ale feței, pentru că este destul de rece, este septembrie și din cauza asta tinde să se usuce un pic mai mult decât de obicei. Too Faced Born This Way Oil Free Undetectable Medium to Full Coverage Foundation. Cine este iubitor de make-up de 2-3 ani, să zic aproape 4, și nu cunoaște acest fond de ten, probabil că vine de sub o piatră de undeva din peșteră, pentru că altfel nu explic. E un fond de ten super ultra cunoscut în lumea make-up-ului și lumea youtuberilor în mare parte, pentru că eu pe YouTube l-am văzut de multe ori, nu pe Instagram, dar este un fond de ten extrem de cunoscut de la Too Faced și iubit de unii, nesuportat de alții. Deci depinde cum este pielea ta, depinde cum îl vezi tu pe pielea ta, cum se comportă pe pielea ta, și eu sunt extrem de curioasă să văd cum se comportă pe tenul meu și mai ales de culoare. Acum recent, Jackie Aina a lucrat împreună cu Too Faced la extinderea nuanțelor de la acest fond de ten, pentru că înainte erau mult mai puține, iar acum i-a extins în special pentru tenul închis la culoare, pentru că Jackie Aina este de culoare. Așa că s-a adăugat nuanța asta nouă, numesc eu, pentru că nu știu să fi fost înainte, nuanța Almond, nuanță pe care o și am eu aici și am ales-o pentru mine și am considerat că este ok. Destul de nasol să alegi un fond de ten online bazându-te pe swatch-urile online de la nuanțe. Eu nici de cum nu mă bazez numai pe swatch-urile făcute de acea companie la fondurile lor de ten, pentru că nu sunt destul de relevante, așa că eu mă duc și caut în altă parte de cel mai multe ori, de fapt mereu, nu de cele mai multe ori, pentru că sunt persoane care au același tip de ten ca și mine și culoarea pielii ca și mine și mă ghidez după ele sau aproximativ, sau sunt persoane care primesc PR nu știu câte nuanțe de fond de ten și le fac swatch cum am și văzut la asta, iar nuanța Almond mie mi s-a părut că se potrivește destul de bine la culoarea gâtului meu, cel puțin nu tenul, pentru că tenul este mai roșiatic. La asta de la Laura Mercier, Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation, am ales nuanța 2N1 Cashew și este un pic închisă față de gâtul meu, iar în momentul în care le-am pus unul lângă altul, ăsta lângă cel de la Too Faced, pentru că am făcut swatch pe mână, eram super curioasă de nuanță, am realizat că ăsta este mai închis decât ăla și mai roz. Este neutru, N de la neutru, însă mi s-a părut mai roz decât cel de la Too Faced, ăla e mai galben, nuanța Almond, pentru pielea deschisă cu subton galben, yellow. Deci spune clar, pe când la ăsta spune neutral, deci undeva se leagă lucrurile și într-adevăr mi s-a părut mai închis. Ce mi-a sărit în ochi cel mai mult era finisajul lor, cel de la Laura Mercier, la un minut după ce l-am aplicat pe mână așa ca swatch, s-a făcut mat, deci mat, pe când ăsta de la Too Faced a rămas luminos. A rămas luminos după același timp, de un minut, un minut și ceva, și atunci am văzut o diferență. Într-adevăr, se potrivea descrierii lui cumva. Mi-am notat aici descrierea de pe Sephora România la acest fond de ten, pentru că îl găsiți și acolo la Sephora România. Spune așa: o piele ce radiază atât de natural încât toată lumea va crede că ești Born This Way. Fondul de ten Born This Way este un fond de ten non-gras care oferă o acoperire indetectabilă, camuflând în același timp imperfecțiunile. Lasă o piele radioasă natural, dând impresia că ești Born This Way, adică născută în felul ăla. Super, ultra. E infuzat cu amestec brevetat de apă de nucă de cocos pentru hidratarea pielii, trandafir alpin pentru luminozitate și acid hialuronic pentru o piele cu un aspect catifelat mai tânăr. Acidul hialuronic, super, pentru că acidul hialuronic purtat timp îndelungat, să zicem că utilizezi fondul ăsta de ten un an de zile, în fiecare zi la rând,
o să ți îmbunătățească pielea un picuț. Asta depinde, bineînțeles, în spate și ce rutină de skincare ai și ce skincare folosești, pentru că nu este de ajuns un fond de ten ca să îți aducă efect radios, așa radiant, cum ar face o rutină de skincare și după aia să pui și fondul ăsta de ten. Deci depinde extraordinar de mult ce produse folosiți Din înainte. punctul meu de vedere, degeaba dai 100 de lire, să zicem, pe un fond de ten, dacă skincare din spate nu este corect, dacă nu te demachezi seara, dacă nu exfoliezi tenul, dacă nu-l hidratezi, dacă nu-l protejezi de soare și așa mai departe. Deci, în primul rând, înainte să ne machiem, ar trebui, din propria mea opinie, să avem grijă de skincare, de pielea noastră, de sub machiaj și de sub fondul de ten. Nu am machiaj, nu am absolut nimic, am aplicat decât de dimineață, după ce m-am spălat la baie pe față. Am aplicat de la Pixi Beauty Glow Tonicul, care exfoliază și hidratează în același timp, îmi place enorm de mult. Apoi am aplicat un ser de la Good Molecules pentru pete, Discoloration Serum, ceva de genul, și crema proteinii de la Drunk Am mai Elephant. aplicat acum extra un primer de la Good Molecules pentru că am tenul spre uscat, mă repet, iar afară este toamnă. Trece ca temperatură, așa că am aplicat și ăsta, Silicone Free Priming Moisturizer în plus față de rutina mea de skincare, pentru că am nevoie de mai multă hidratare. Iar astăzi o să aplicăm împreună Born This Way de la Too Faced, care are ambalaj super ultra drăguț din punctul meu de vedere. Ăsta merită să stea așa deasupra acolo pe măsuța de make-up pentru că e lux. Cu auriu aici, cu negru, cu sticluța de sticlă, că e de sticlă, apropo, nu e de plastic. Fondul ăsta de ten, în primul rând, mi-a atras atenția, nu știu, ceva din interiorul meu. Îmi spunea că e bun să-l caut, pentru că mi-am dorit, sinceră, să fiu încă din 2015 să-l cumpăr și să-l testez, însă atunci nu mă aruncam la 29 de lire fondul ăsta de ten, însă acum l-am cumpărat pentru că ceva din mine spunea că e bun. Plus că l-am văzut recomandat la Hindaș, este un make-up artist din Arabia, de acolo, care e super drăguț, mie îmi place mult de tot de el și el l-a recomandat pentru că a zis că e unul din fondurile lui de ten preferate. Este foarte bun ca fond de ten și am zis, păi atunci haide să-l încerc eu, pentru că n-am nimic de pierdut. Are ingrediente ok, Too Faced este o firmă destul de cunoscută și nu cred că ar pune lucruri nasoale în el. Așa arată cutiuța, la exterior este negru, Born This Way, rozul Baby Pink, oarecum aici are alte detalii, și pe spate și ingrediente și tot. Nuanța almond am ales-o eu pentru că mi s-a părut că se potrivește cel mai bine și sincer sper să mi se potrivească. 29 de lire a costat, după cum am mai spus, este făcut în Canada și are 30 de mililitri, tipic pentru un fond de ten normal. Ambalajul e super drăguț. Aici pe auriu scrie Too Faced, aici pe capac chiar la fel T și F de la Too Faced. E super lux ambalajul. Girly. Lux, nu știu, mie mi-e drag să-l țin acolo deasupra la măsuța de machiaj pentru că este așa ca o piesă de artă, nu știu cum să mă explic, îmi place foarte, foarte mult sticlul sa cum arată. Și după cum spuneam, vine cu o pompiță. Iar fondul de ten este scos de aici pentru că eu am făcut swatch aseară pe mână, dar nu l-am aplicat pe ten. Și pentru asta sunt super curioasă, pentru că nu știu cât trebuie să aplic o pompiță, 2, 3, habar n-am, o să vedem împreună, pentru că ei descriu fondul ăsta de ten ca fiind medium spre full acoperire, așa că să vedem. Pe lângă acest fond de ten mai am o noutate, o pensulă de la Smashbox pe care mi-am dorit-o extrem de mult. Pensula este Blurring Foundation și spune că dacă vrei să ai acoperire full, să ții pensula de aici, arată aici full, iar aici arată sheer mai jos. Dacă vrei acoperire mai sheer, ții pensula de aici de sus și dai așa cu ea, dacă vrei acoperire mai full, ții de aici de jos. Ai mai mult control, bineînțeles, și îmi place că specifică lucrurile astea aici, pentru că nu toată lumea știe chestiile astea. Îmi place foarte mult pensula cum arată și a fost destul de lăudată de multe persoane. Am văzut-o pe YouTube la multe persoane și am îndrăznit-o eu și eu acum și am zis că ce moment mai bun decât să o testăm împreună cu fondul de ten de la Too Faced, care de asemenea e nou pentru mine. Și pensula e curată, pentru că e nouă și e atât de pufoasă și atât de moale. E așa rotundă cumva și nu e chiar dreaptă. Aici deasupra este rotundă oarecum și atât de moale și atât de pufoasă. Abia aștept să pun fondul de ten cu ea. E moale, dar e solidă în același timp. Nu știu cum să explic. E foarte, foarte, foarte bună. Iar ca mărime, e perfectă pentru fața mea, pentru că eu am fața mică, nu e prea mare. E destul de mult într-o pompiță și curge. Sper că nu am aplicat prea mult. Sper că e ok ca și culoare. Așa arată după un singur strat. Și sper că se vede ok. Mie mi se potrivește extrem de bine din punctul meu de vedere. Cel puțin asta văd eu în oglindă. A rămas cu un finisaj radios, exact așa cum spunea la Sephora în România. Luminos, așa e lucios, însă nu gras în același timp. Dacă mă dădeam acum cu ăla de la Laura Mercier, ăla devenea mat.
Deci mat nu găseai luciu, te cum vezi aici la ăsta, sub nicio formă. Iar pensula este extrem de moale. Spune pe cutia ei că poți să o utilizezi pentru blush, pentru bronzer, depinde pentru ce vrei, pentru ten. Destul de moale, așa, destul de maleabil părul, adică nu este dens, super dens, cum e la Sigma F80, de exemplu, sau la Real Techniques, cum se numește, Expert Foundation Brush. Nu mi s-a părut ca aia, mi s-a părut mai flexibil, mai moi. Și dacă nu o păstrez pentru fond de ten, o păstrez pentru bronzer. Deși fondul de ten îmi place extrem de mult cum l-a așezat pe tenul meu. Deci cam așa arată după un singur strat, o singură pompiță. Deci am pus o pompiță și mi-a acoperit toată fața. Nici n-am fața prea mare eu personal, însă mi s-a părut că e mult într-o pompiță. Cel de la NARS Natural Longwear Foundation pe care l-am avut, trebuia să pui 3 pompițe dacă voiai cantitatea asta. Pentru că acel la o singură pompiță era extrem de puțin. Pare că mi-a blurat pur și simplu tenul. Îmi place extrem de mult cum arată tenul meu și nu mi-a rămas aici la nas, de exemplu, nu mi-a rămas la frunte. Termin machiajul acum în sensul că aplic anticearcă, aplic pudră de setare, dar nu peste tot. Sau să aplic peste tot, o să vă anunț după aceea, după care pun bronzer. Bronzer și iluminator, ce știu eu că merge pentru mine, nu este ceva nou sub nicio formă. Deci ca să văd cum se aranjează pe el, am să aplic bronzerul de la NARS Laguna, de asta nu aștept, Laguna normal, nu cel lucios cu particule de sclipici. Și am să aplic iluminator din paleta de la Pat McGrath, care îmi place foarte mult. Deci sunt produse pe care le cunosc și care știu că merg pe tenul meu. Și depinde acum cum o să se îmbine cu fondul ăsta de ten, tare curioasă. Să dau zoom în momentul în care editez ca să vedeți cum arată de aproape, însă mie îmi place enorm, enorm, enorm de mult. Am făcut una cu pielea mea și mi se pare că a rămas hidratant oarecum, dar nu e uleios pe exterior. Sunt tare curioasă cum o să se comporte pe timpul zilei, pentru că o să revin diseară cu un update, să încheiem clipul aici, să vedem cum a rezistat pe timpul zilei. În momentul ăsta mi se pare super drăguț pe ten, iar nuanța Almond cred că se potrivește destul de bine cu gâtul meu. Pentru mine e un win. Nuanța asta, fondul ăsta de ten, pentru că momentan îmi place cum s-a aplicat, îmi place că o pompiță mi-a ajuns pentru întreaga față. Nu trebuie să mai revin la el ca să aplic a doua pompiță și a treia pompiță și așa mai departe, cum sunt alte fonduri de ten. Mi-a plăcut lucrul ăsta și mi-a acoperit destul de multe din punctul meu de vedere. Deci este într-adevăr, dacă mai aplicam un strat, era aproape completă. Acoperirea așa este medie undeva. Deci cam așa văd eu și mi se pare super luminos. Nu știu chiar dacă Born This Way, pentru că nu m-aș naște așa, vă dați seama, deci tenul meu nu s-ar naște așa, însă este extrem de natural, dar în același timp a acoperit tot. Și pentru că este pe bază de apă, apă de nucă de cocos, este hidratant. O să revin cu update-uri, o să filmez după 4 ore, să zicem, aplicat cum arată și după aceea când mă demachez seara pe la un 8. O diferență așa dintre fondul ăsta de ten și celelalte pe care le-am testat până acum, este un fond de ten hidratant. Mie tenul mi l-a hidratat cel puțin și nu a rămas pielea uscată, nu s-a strâns în liniile de pe față, nu arată nasol. Deci nu a rămas deasupra tenului, dacă pun mâna acum nu mi se transferă pe mâini, mi se pare superb. Bine, dragilor, am revenit după câte ore, acum este 7 și 46 de minute, deci cam 7 ore de purtare, zic eu,
Cam așa arată fondul de ten acum pe tenul meu, după ce am purtat mască, după ce am fost la cumpărături, după ce am transpirat stând aici în cameră cu copiii cât dormeau. Deci a trecut prin mai multe faze, ca să zic așa, și mi se pare că arată destul de ok. S-a dus pe nas, pentru că masca vine exact pe nas și a luat din el și s-a dus pe barbă. A rămas pe frunte, a rămas aici, bronzerul, iluminatorul sunt la locul lor. Mi se pare că arată ok, însă s-a dus în locurile astea pentru că, repet, am purtat masca și stă lipită de tenul meu și e oarecum normal. Unele fonduri de ten sunt mai rezistente la chestia asta, însă ăsta văd că nu a rezistat pentru prima încercare. Nu cred că ar fi bun pentru un ten gras. Deci am tenul mixt, ca să zic așa, iar acum e un picuț uscat mai spre rece, după cum spuneam la începutul clipulețului, iar acesta a scos din uleiurile tenului meu, aici în zona asta și aici pe frunte. Nu știu cât de bine se vede acum cât clipește, pentru că este ring light-ul, însă pe timp de zi s-a observat lucrul ăsta și acela de la Laura Mercier, în momentul în care îl aplicam, îmi lăsa fața mată, deci mat, avea un aspect extrem de mat, însă ăsta are un aspect radiant, într-adevăr, este luminos. Nu pot să spun uleios, însă pentru mine ar fi mai bine să-l setez mult mai bine data viitoare, asta ca să nu mai transpire atât de mult. Nu știu dacă cantitatea este ok cât am aplicat, nu știu dacă cu beauty blenderul ar arăta mai ok. Asta este prima aplicare și este prima mea impresie despre Born This Way. Mi-a plăcut că tenul meu arăta natural. L-am întrebat pe Laur, soțul meu, am întrebat-o pe mama, pentru că ei mă văd în fiecare zi în casă, cum se vede tenul meu, și a spus că mai normal. Laur, care nu e atât de bun la make-up pentru că e bărbat, na, și nu se pricepe, a zis că arată mai normal, arată mai ok. A arătat foarte natural, cu toate că acoperise destul de mult și era natural. Asta mi-a plăcut foarte mult la el, mi-a plăcut că nu arăta ca o mască, mi-a plăcut că nu se simțea pe ten, deci este ușor pe ten, nu are miros, dacă vă deranjează mirosul sau sunteți sensibil. O să revin cu update-uri în alte clipulețe de machiaj, probabil în Get Ready With Me, și o să vă spun părerea mea despre el în continuare. Însă pentru prima impresie mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut că mi-a lăsat tenul natural, dar a acoperit destul de mult. Born This Way se potrivește destul de bine din punctul meu de vedere, pentru că este un fond de ten care pare natural pe ten. Nu este greu, nu pare mască și acoperă destul de mult. Clipulețul de astăzi se încheie aici, sper că v-au ajutat informațiile primite. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, pupici mulți din partea mea și o să ne vedem în clipulețul următor. Pa, pa!